vis-a-vis de copilul ăsta, așa. Păi cine, Doamne iartă-mă, nu a urmărit cu sufletul la gură, pentru că el de mult s-a anunțat. Copilul ăsta care este dotat de la bunul Dumnezeu, da. Uitați-vă că în România sunt copii talentați de o valoare mondială, și nu numai la note. Iar copilul ăsta a venit acum, după o secetă fantastică al sportului românesc, de la Nadia Comăniș, de la Ilie Năsaști, de la generația de aur, la fotbal, de echipele mari, de handbal ale României, care au avut rezultate fantastice, campion mondial. Uite că a venit copilul ăsta, bijuteria asta, care este un fenomen, tot dintr-o țărișoară ca a noastră, de unde numai Dumnezeu știe ce calități a înzestrat acest copil. Este o minune. Și în primul rând, uitați-vă când vorbește, câtă seriozitate, câtă maturitate. Da. Fără ifose, fără tatuaje, fără nimic. Vedeți, și caracterul. Pentru că Dumnezeu întotdeauna ajută și pe cel bun. Și pe cel bun, într-adevăr, acolo dă mult mai mult. Iar copilul ăsta a venit cu niște rezultate senzaționale. Nici n-ai cuvinte. Vis-a-vis de recordurile lui, da. nici n-ai cum să comentezi, decât să aplauzi și să te rogi la bunul Dumnezeu să fie sănătos, pentru că ăsta de-abia a început să arate niște lucruri senzaționale. Depinde și de starea lui de sănătate pentru viitor, pentru că în Noto, toată lumea crede că Noto este un sport foarte ușor, ba dimpotrivă. Se lucrează foarte mult în apnee, acolo sunt probleme și benefice, dar în timp și în ani mai sunt și probleme de care va avea grijă băiatul ăsta. Uh-huh.